Punem apa la fiert, cantitate mare, punem o mânuță de sare. Între timp punem ulei de măsline în tigaie și strivim un cățel de usturoi sau îl lăsăm întreg dacă vrem să-l scoatem la sfârșit. Între timp, în apa care fierbe, punem broccoli tăiați bucăți și încercăm cu cuțitul. Odată ce cuțitul trece prin broccolo, înseamnă că e gata, s-a făcut și îl scoatem de pe foc, îl luăm din apă și îl punem direct în tigaie. Punem un polonic mic de apă în ulei ca să nu se ardă usturoiul. Ne uităm la câte minute lăsăm pasta la fiert, 100 de grame de persoană pasta. Odată ce brocolul e fiert, îl transferăm în tigaie și îl mixăm un pic cu mixerul, puțin de tot. Dacă mai este nevoie să adăugăm apă în tigaie, adăugăm din apa în care se fierb pastele pentru amidonul care îl conține și care va crea acea cremă atunci când vom adăuga pasta în crema de broccoli. Punem 50 de grame de parmezan, amestecăm bine și asta e tot! Poftă bună!